În această fază a play-off-ului care se joacă tot după sistemul 3 din 5, Energia se luptă pentru un loc în finală cu campioana antitră Azesoft Ploiești. Primele două meciuri au fost adjudecate de ploieșteni, care conduc cu 2-0 la general. Seria se mută acum la Târgu Jiu, meciurile fiind programate la mijlocul săptămânii viitoare, pe 6 și 7 mai. Meciul de pe 7 mai se va disputa în cazul în care Energia va câștiga disputa de pe 6 mai. Ambele meciuri vor începe la ora 17 și 30 de minute. Biletele au fost puse în vânzare la sediul clubului de la Sala Sporturilor începând de astăzi 4 mai. Prețul unui bilet de intrare este de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Programul la casa de bilete de luni și marți este între orele 9, 13 și 16, 20, iar miercuri între orele 9, 13 și 16, 17, 30, ora de start a partidei.